Oltenii sunt dornici să profite din plin de vara acestui an, așa că, încă de acum câteva luni, au mers la agențiile de turism pentru a-și programa vacanțele. Mulți dintre aceștia au optat pentru destinații exotice peste hotare cu plecare din Craiova. Prețurile sunt foarte accesibile. Acum încep ofertele last minute pentru mai și prima jumătate a lunii iunie. Asta pentru cei care au ratat înscrierile cu reducere early booking. Avem de exemplu charter direct din Craiova spre Tunisia cu prețuri începând de la 400 de euro de persoană, sejur 7 nopți all inclusiv în luna iunie, spre Antalya chiar de la sfârșitul lunii mai cu prețuri de la 500 de euro de persoană și se mai poate merge din Craiova zbor direct spre insulele grecești Creta și Rodos. Aici un pachet pornește de la 350 de euro de persoană la hotel de 3 stele cu mic dejun. De asemenea, cu oferte accesibile vin și hotelierii din țara noastră. Pe litoralul românesc sunt oferte speciale pentru mijlocul lunii iunie. Încă găsim oferte foarte bune, de la 600 de lei de persoană la un hotel de 3 stele fără masă pentru 7 nopți. În România, de la 1 ianuarie 2024, valoarea voucherelor de vacanță a crescut de la 1450 la 1600 de lei pe an, însă regulile de acordare au fost modificate. Primesc acești bani doar bugetarii ale căror salarii lunare nete sunt de până la 8000 de lei.